Spre bucuria comunității de români din Belgia, membrii Corului de Copii și Tineret simbol al Patriarhiei Române au dat ieri răspunsurile liturgice la slujba săvârșită în Biserica Sfinții Petru și Pavel Ucle. Este al 12-lea an de când Corul încântă publicul din această țară prin concerte. Fiecare turneu se încheie cu participarea la Sfânta Liturghie la o biserică românească de aici. Slujba oficiată ieri în Biserica Sfinții Petru și Pavel Ucle a fost înfrumusețată prin interpretarea corului de copii și tineret al Patriarhiei Române. Tinerii dirijați de arhidiaconul Jean Lupu și conferențiarul Luminița Guțanu Stoian au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie. Cu această participare la slujbă, corul își încheie turneul din Belgia. În cei peste 28 de ani de existență, corul de copii și tineret simbol a acumulat un palmares impresionant, concerte în întreaga lume, o bogată discografie, dar și peste 15 premii internaționale.